Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Întreaga săptămână de la 7 la 13 ianuarie va fi influențată de luna în creștere. Prima jumătate a acestei săptămâni va spori semnificativ atracția reciprocă față de sexul opus. Acest timp este bun pentru noi cunoștințe, precum și pentru întărirea legăturilor de dragoste deja existente. Stelele avertizează că influența eclipsei din 5 ianuarie și a lunii în creștere vor fi simțite și foarte probabil vei dori să risipești bani. Într-adevăr, în această perioadă vor exista cheltuieli suplimentare neprevăzute. Trebuie să încerci să faci economii, să nu pierzi bani. Pentru a nu rămâne doar pe fasole, încearcă să dobândești numai lucruri cu adevărat necesare. Luna în creștere patronează noile cunoștințe. Este bine să începi o nouă relație cu luna în creștere, prietenoasă sau romantică. Prin urmare, uită-te cu atenție la oamenii din jurul tău. Poate că undeva lângă tine este sortitul sau un adevărat prieten. Fii prietenoasă și deschisă! A doua jumătate a săptămânii nu va aduce niciun eveniment spectaculos. O atitudine foarte relaxată și inertă vor defini momentele fundamentale ale acestei perioade. Acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. Pentru tine, săptămâna va trece într-un ritm rapid, te vei îndepărta cu ușurință de consecințele zgomotoase ale agitației festive și vei începe să lucrezi în mod activ. Este posibil să trebuiască să iei decizii dificile și să abandonezi ceea ce părea evident. Dacă ai întâlniri importante pentru această perioadă, este mai bine să le anulezi. Acum nu este momentul potrivit. Relaxează-te și dedică timp pentru tine și pentru familie. Ia acest proces în serios și cu suflet. Nu cheltui bani. Marți este o zi de întâlniri plăcute și de conversații intime cu prietenii. Poți fi prea vorbăreață și poți împărtăși secretele tale. Joi, un mic incident neplăcut poate aprinde gâlceava între tine și una dintre rudele tale. Această dispută nu se va încheia cu un armistițiu și, prin urmare, va trebui să cauți modalități de a elimina complet ecourile neplăcute ale acestui incident. În așteptarea banilor la sfârșitul săptămânii este puțin probabil să ducă la un rezultat așteptat. Totul poate fi amânat pe termen nelimitat. Astrele recomandă. Petrece weekendul comunicând cu cel iubit. Este posibil să auzi ceea ce ai sperat mult să auzi. Dar este mai bine să nu dai încă un răspuns concret, după cum te sfătuiesc planetele din sectorul 3 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur. A trebuit să rezolvi unele probleme personale pentru sărbători, iar dacă totul a avut loc, acum ai ceva de gândit. Orice probleme care vor apărea acum nu spune nimănui despre ele. Astrele susțin că fiica lui Venus le va rezolva singurică. Fii pregătită pentru schimbări. Este probabil ca schimbările planificate de mult timp să înceapă în sfârșit să se întâmple. La început, evenimentele te vor întrista și te vor înspăimânta, dar atunci vei înțelege că aceasta a fost singura evoluție corectă a situației. În relație poate să apară o perioadă de relaxare. Așteaptă! Nu te înfinge cu coarnele în partener! Miercuri poți avea nevoie de multă mișcare și va fi mai bine să te folosești de transportul public. Vineri se pare că vei rata posibilitatea de a cumpăra ceea ce ai planificat, dar din anumite motive acest lucru nu te va deranja. La sfârșitul săptămânii vei avea un fel de plan măreț și te vei așeza la coadă în așteptarea evenimentelor, așa cum spun astrele din casa a 11-a a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni. Pentru tine, această săptămână poate fi ca o scenă foarte bogată și luminoasă. Te poți afla în ghearele unei iubiri arzătoare.
Această persoană îți poate schimba ideile obișnuite despre viață și te poate face să uiți de grija ta. Astrele îți recomandă să îți faci timp pentru a lua decizii responsabile și pentru a începe să lucrezi la un proiect serios. Merită să aștepți să faci achiziții mari, nu cheltui decât pe strictul necesar. Poate că zvonurile îți vor oțeti inima. Fii pregătită să auzi bârfe despre tine însăți. Te rog să ții minte că cea mai bună reacție este să arăți indiferență față de ceea ce auzi. În această săptămână poți trăi intens sentimentul lipsei de importanță. Se pare că ai petrecut vacanțe prea viguroase. Deci, încearcă să nu te supra-soliciți și să faci doar lucrurile necesare. Anulează toate întâlnirile, indiferent de importanța pe care o au. Ar trebui să-ți amintești hobby-ul tău preferat care ar putea să îți aducă brusc ocazia de a-l dezvolta și chiar de a face bani. Astrele susțin că sâmbătă va fi urmată de o invitație de călătorie în afara orașului sau chiar într-o altă țară. Un prieten te poate convinge, dar nu trebuie să fii de acord în niciun fel, trebuie să ai grijă de tine și să revii la normal. Săptămâna nu este potrivită acțiunii active. Un stil de viață măsurat este ceea ce ai nevoie acum. Acest lucru este evident pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac. Toată săptămâna te vei gândi că nu au fost suficiente sărbători și poți încerca cu toată puterea să îți prelungești concediul. Unele dintre voi speră să facă o mică excursie și nu regretă să cheltuie banii rămași. Bunăstarea îți va permite să finalizezi toate lucrurile începute. Singurul lucru care va fi neplăcut în această perioadă poate fi legat de dezacordurile posibile cu familia. Această perioadă poate fi întunecată de relațiile tensionate cu rudele. Certurile sunt posibile, însă reconcilierea va veni în curând. Șefii pot decide să descurce niște sarcini suplimentare pe umerii tăi, așa că fii pregătită să rămâi la serviciu până târziu și avertizează pe cei dragi despre acest lucru. Joi poți deveni extrem de emoțională și vei încerca să dai vina pe partenerul tău. Astrele avertizează. O ceartă poate fi iscată, dar o vei regreta. Vineri poți deveni mai indiferentă decât de obicei față de problemele părinților care au nevoie de tine. Planifică weekendul în așa fel încât să le oferi timp. Problemele materiale încep să fie rezolvate în mod neașteptat de ușor. Planete situate în sectorul 3 al astrogramei tale te susțin să primești recompensa promisă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu. În această săptămână, astrele te predispun la multe întâlniri interesante. În măsura în care vor avea succes, stelele sunt tăcute, dar, indiferent de viitor, acceptă cu smerenie propunerile. Unii oameni vor trebui să-și ia rămas bun pentru totdeauna de la unele dintre voi, altfel se vor expune la cruzime. Dacă nu fac acest lucru, așteaptă trădarea lor. În această perioadă, oboseala fără precedent se poate derula pe întreg parcursul săptămânii. Trebuie să începi să te gândești mai mult la tine însăți decât la partenerii tăi. Se pare că ei te folosesc doar pentru propriile scopuri egoiste. Schimbă tipul de comportament și acționează mai îndrăzneț, dar nu într-un mod deschis, ci cu un truc. Cele singure sunt acum deschise unei relații complet noi și nu trebuie să respingă întâlnirile, ceea ce se poate întâmpla în mod neașteptat în mijlocul săptămânii. Nu există garanții, dar merită să încerci. Măcar o cină bună tot iese. În sectorul 3 al astrogramei tale, planete prietenoase susțin îmbunătățirea situației financiare, dar nu ești atât de exigentă ca de obicei. Pentru a-ți face pe plac la sfârșitul săptămânii, te poți întâlni cu prietenii care sunt amatori de arome turcești. Apatie și oboseală sunt înscrise pe astrograma ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara, tu nu știi niciodată cum să te relaxezi pentru o lungă perioadă de timp și fără să aștepți sfârșitul sărbătorilor, începi să cauți un motiv pentru a fugi de acasă la muncă. Acest lucru este valabil mai ales pentru cele angajate în propria afacere, fii indulgentă cu rudele tale.
Persoanele apropiate au nevoie de simpatie și sprijin, chiar dacă în familie ai vărsători. Handicapul lor emoțional nu este un motiv pentru a te îndepărta de ei. Fii loială celor dragi. Au nevoie de participarea ta. Acum! Va veni o zi când îi vei căuta printre stele. La locul de muncă vei găsi un succes legitim și poate că unii dintre colegi nu sunt fericiți cu tine. Nu le acorda atenție, nu tachina colegii. Din această săptămână ar fi bine să începi economisirea de bani. În curând vor fi necesar pentru a face o achiziție mare. Va fi o oportunitate și îți vei mușca singură degetele dacă o vei scăpa. Vineri este pentru cumpărături. Poți folosi ocazia de a cumpăra ceva cu o reducere semnificativă. Dedică weekendul unei șezători în familie. Sectorul 5 al astrogramei tale geme de înghesuială. Este foarte probabil ca impresiile primite acasă să te surprindă foarte plăcut și să îți trezească interesul pentru ceva. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Este timpul să îți prezinți aptitudinile organizatorice. Preiei cele mai dificile probleme fără a vă pune la îndoială că vei reuși. În prima jumătate a acestei săptămâni va trebui să te ocupi de problemele familiei. Unele dintre rudele tale vor avea nevoie de ajutorul medicilor calificați sau cineva te va anunța că și-a pierdut slujba. Totuși, tu vei avea o stare de sprijin festivă și vei obține o bucurie maximă din viață. Ești gata să primești oaspeți în fiecare zi, indiferent de costurile care cresc. Începi anul fără a fi practică, iar astrele insistă. Merită să te gândești la economii. Miercuri poți fi invitată la o întâlnire pe care nu ar trebui să o refuzi, chiar dacă această persoană pare să nu te fi interesat în trecut. Acum va apărea în fața ta într-o lumină diferită. Joi este potrivită pentru afaceri serioase, semna documentele care te așteptau de anul trecut. Planete prietenoase din casa a șoaptea astrogramei tale te bănuiesc că ai vrea să faci o mică călătorie în weekend și ele te susțin să ai succes. Ar fi mai bine dacă ar exista un iubit lângă tine. Cu banii în această perioadă, totul va fi minunat, așa că te poți răsfăța cu ceva. Nu dulciuri și nu exagera. Nu uita de prudență pe stradă chiar dacă nu apare semnul drum alunecos. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Nu trebuie să te aștepți ca săptămâna aceasta să treacă liniștită. Circumstanțele care anterior au fost dificil de anticipat pot să apară în viața ta. Fii pregătită să suferi pierderi financiare, dar în curând bugetul va fi completat. În familie pot apărea certuri și dezacorduri din cauza unei probleme serioase. În viitorul apropiat, a rezolva această dispută nu va reuși, dar copiii te vor mulțumi. Nu numai cu succesul lor, ci și cu un comportament adecvat. Marți poți fi avertizată despre o deplasare pe care nu ai planificat-o și va trebui să asculți. Nici sorții și nici astrele nu susțin norocul în relații romantice. Dacă te-ai certat cu partenerul tău, va trebui să faci mai întâi concesii, chiar să ceri iertare. Este mai bine să rezolvi toate acestea joi pentru a instala calmul emoțional începând de vineri. O conversație cu un prieten în weekend te va forța să îți reconsideri unele dintre credințele tale, după cum cântă corul stelelor din casa a 12-a a astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, poate că dorești să fii singură, nu pot nega acest lucru. Totuși, noile cunoștințe care pot apărea în această perioadă sunt sortite unui succes nebănuit. Astrele prezic o scufundare de plină în iazul romantismului. Poți deveni foarte pasionată de un străin și toate gândurile și acțiunile tale par direcționate să-l cucerească. Nu te teme de dificultăți, ești pe drumul cel bun. S-au adunat planete prietenoase în casa a 5-a astrogramei tale să te susțină. Ești o fire practică și în prima jumătate a acestei săptămâni vei rezolva foarte multe probleme din sectorul financiar.
Drept urmare, vei fi capabilă să scapi de datorii și de povara obligațiilor nelichide. Acordă timpul liber creativității, te va ajuta să obții rezultate foarte bune. În timp ce nu dorești să te gândești la faptul că sărbătorile s-au terminat și din nou trebuie să ajungi la lucru, trebuie să înțelegi că începi anul cu gândul la câștigurile tale. Fii deschisă pentru orice ofertă, iar una dintre ele poate sosi deja în această săptămână. La sfârșit de săptămână nu ar trebui să visezi să te odihnești, poate că ai niște probleme foarte urgente. Pot fi excursii cu o persoană care te dorește alături de mult timp. Orice întreprindere în acest sens va avea succes. Nu te ambala în cheltuieli inutile. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn. După o odihnă minunată, un stil de viață inactiv începe să te plictisească. Vrei să începi să faci lucrurile care au rămas restante anul trecut și crezi în avans că se poate schimba totul în bine. Încrederea în tine acum nu va ține. Utilizează acest moment pentru a întreba șeful tău despre o creștere a salariului sau promovare. Știi că nu vei avea succes, dar este ca la tombolă. Poate că îl prinzi în toane bune după vacanța cu familia lui. În familie, nu te grăbi să participi la un fel de conflict care ar putea avea loc joi. Dispar din zona de război cu abilitate. Nu vrei să-ți faci dușmani printre rudele tale apropiate. Vineri poate fi o zi dificilă, s-ar putea să nu te simți prea bine și, prin urmare, părăsește munca mai devreme. În weekend, pune lucrurile în ordine și ajută-ți familia, chiar dacă nu solicite sprijin. Chiar dacă acest lucru nu te mulțumește în mod deosebit, înțelege că vei cheltui pasiv dacă nu te implici. Alegerea este a ta, după cum susțin în cor planetele din sectorul 7 al astrogramei tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător. Universul susține că nu ai înțeles pe deplin până la sfârșit dacă anul nou ți-a adus ceea ce ai vrut. Totul a devenit sălbatic, erau mulți oameni în jur, se pare că ai fost doar obosită. Ai trudit să arăți bine și te-ai trezit într-o companie de oameni interesați în mâncare și băutură. Acvariul cu stele din casa a patra astrogramei tale borborosește că ar trebui să schimbi odihna bună pe sport. În primele 3 zile de lucru ar trebui să plănuiești prima megalomanie a anului, dar să nu te înfigi în cele mai dificile probleme. Pune-le deoparte pentru joi. Atunci ai ceva șanse să te îmbujorezi că ai reușit. Aștepți un fel de apel, un mesaj, o veste, dar tu înțelegi că este puțin probabil ca viața să îți prezinte surprize. Prima inițiativă nu merită. Ferește-te de orice stres și anxietate. Pentru a începe o afacere nouă, va trebui să faci o mulțime de efort, să efectuezi cu atenție și singurică toate calculele. Planetele din sectorul 2 al astrogramei tale spun că vei fi superficială. Amână pe săptămâna viitoare. Vei experimenta încântarea numai la sfârșitul săptămânii în legătură cu sosirea rudei tale iubite, deși nu vor exista evenimente luminoase. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. Încă de luni te vei afla într-o stare excelentă. Se pare că planurile tale au devenit realitate și ai primit tot ce ai vrut de sărbători. Nu vrei deloc să lucrezi și unele dintre voi reușesc să își extindă într-un fel sărbătorile. Mai mult decât atât, ai o viață romantică bogată și este mai bine să petreci cât mai mult timp împreună cu cineva drag. La începutul acestei săptămâni poți fi implicată într-o aventură dubioasă. Pregătește-te pentru un roman de dragoste. Primul volum. Dar să știi, probabilitatea ca acesta să primească continuare din celelalte volume este mică. Această romanță poate fi inițiată de o persoană pe care o cunoști de mulți ani. Fiind de acord cu acest proiect, poți presupune că consecințele sale te vor lipsi de o parte din capitalul tău emoțional. Multe dintre voi se vor grăbi să facă cumpărături profitând de reduceri. Nu este necesar să aștepți weekendul. Potrivit astrelor situate în sectorul 3 al astrogramei tale, cel mai bun moment este vineri,
Cheltui cea mai mică sumă de bani și vei crea plăcerea maximă. Dacă ai visat mult timp să ai copii, este timpul să abordezi îndeaproape această problemă. Duminica este ziua comunicării cu cei mai apropiați prieteni. Vei afla vești bune, nu rata! Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!